Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Buzău efectuează în prezent măsurători privind indicele de zgomot de la nivelul județului cu un aparat care nu este performant. Prin urmare, aceste date au un caracter orientativ. Informațiile sunt estimative și prin prisma faptului că instituția nu este acreditată la Asociația de Acreditare din România pentru a face astfel de măsurători. Zonele în care Agenția pentru Protecția Mediului Buzău monitorizează zgomotul ambiental vizează municipiile Buzău și Râmnicu Sărat, dar și alte localități din județ, acolo unde în urmă cu câțiva ani s-au semnalat probleme în acest sens. Agenția de Mediu Buzău măsoară în zona nord a orașului Buzău, pe strada Transilvaniei la Complex Omi, la intersecția Euro 85 cu DN10, în Nehoiu, în Pătârlagele, în Râmnicu Sărat și în zona parcului Marghiloman. Agenția pentru Protecția Mediului Buzău a achiziționat recent un sonometru performant care este dotat cu mai multe softuri ce permit preluarea datelor obținute din măsurători. Valoarea acestuia este de aproape 60.000 de lei. Pentru moment însă noua achiziție nu poate fi folosită, fiind în procedură de autorizare. În prezent, noi am achiziționat un sonometru performant și se lucrează la procedurile de lucru pentru acest sonometru. Am primit stasurile și urmează să facem măsurătorile cu acest sonometru în viitor. După cum spun reprezentanții instituției și după cum rezultă și din datele oferite în timp real de site-ul www.calitateaer.ro, nivelul de zgomot semnalat la nivelul județului Buzău s-a redus considerabil. Și totuși limitele de zgomot sunt depășite în unele zone din oraș sau din județ, dar nu atât de mult față de alți ani. Datele, zgomotul de fond va fi întotdeauna mai mare, pentru că, într-adevăr, sunt și foarte multe mașini și este normal să fie depășit nivelul de zgomot în anumite zone din oraș și din județ. În funcție de parametrii dați de noul sonometru, autoritățile locale, odată ce vor reface hărțile strategice, vor impune măsuri prin care să se reducă zgomotul ambiental.